Ținând cont că mâine este ziua de 1 iunie, ziua copilului, astăzi ne-am gândit să organizăm o activitate extrașcolară, activitate de care nouă ne-a fost foarte dor, dar și copiilor, astfel încât fiecare clasă s-a organizat pe ateliere de lucru și fiecare diriginte a coordonat atelierul, de asemenea fiecare învățător, învățătoare și a coordonat propria activitate. Având o curte a școlii extrem de generoasă, am putut să ne desfășurăm activitățile așa cum ne-am dorit. Din păcate, ploaia nu a fost prietena noastră de data aceasta, continuăm activitatea în sala de sport. Și nu în ultimul rând, cu această ocazie vreau să urez tuturor copiilor la mulți ani cu ocazia zilei lor, dar în primul rând copiilor noștri, copiilor școlii gimnaziale numărul 7, Reșița. În fiecare an de 1 iunie sărbătorim copilul. Copiii ne colorează viața, copiii ne luminează viața și este important ca să marcăm acest eveniment așa cum doresc ei. Prin joacă, prin dans, prin activități alese de ei și pe care ei le iubesc. Astăzi, întreaga școală a fost implicată în activități dedicate lor, de la desene pe asfalt până la dans. Copiii au făcut de toate, au căutat comori, s-au distrat, s-au uitat la filme. A fost o zi reușită și ne bucurăm pentru acest lucru. Unii dintre ei vor continua mâine să sărbătorească ziua copilului printr-o drumeție și o vizită a peșterii Comarnic. Ne bucurăm că suntem astăzi la școală, ne bucurăm că sărbătorim împreună ziua copilului. Pentru copiii noștri de la școala 7, de obicei făceam foarte multe activități, din păcate această pandemie ne-a ținut departe de ei și astfel noi considerăm că este normal să sărbătorim împreună această zi. Pentru ei, pentru că ei sunt cei mai importanți pentru școala 7 și toate activitățile pe care le facem în cadrul unității de învățământ sunt dedicate lor. De aceea ne bucurăm că și astăzi am reușit să le aducem puțină bucurie în sufletele lor, pentru că educația se face la școală și cred că e important că ne-am reîntors aici în cadrul unității de învățământ. Vreau să zic într-un final, la mulți ani copiilor, la mulți ani copiilor reșițeni și în special la mulți ani copiilor de la școala 7.
copilării, toată școala a avut fiecare câte o activitate. Am ieșit toți afară și am făcut un atelier. Noi, de exemplu, am făcut atelier de dans de 2 ani cu instructorul Simona Balaci și acum dansăm. De 1 iunie îmi doresc ca toți să fac cât mai multe activități, să merg în excursii și sper ca mâine să fie vreme bună pentru a putea să mergem în excursie la Peștera Comarnic. Bravo! Ce trebuie să-mi zic? Ce ți-am zis până acum, de 1 iunie? Unii au povestit, alții au căutat comori în curtea școlii, unii au cântat, iar noi am dansat. Nu știu încă. Cred că un joc pe calculator. Astăzi, la școala gimnazială numărul 7 din Reșița, am făcut mai multe activități. Am ieșit în curtea școlii și am dansat. Ne-am bucurat de ziua 1 iunie, ziua copilului. Am dansat la liber și iar acum am intrat în sală ca să dansăm mai multe dansuri distractive. De 1 iunie eu doresc tuturor copiilor din România și din toată lumea la mulți ani mare și frumos.